De îndată ce a ieșit din platou, Viorela a cerut o foaie de hârtie și s-a pus pe scris. Asta în timp ce Vulpița îi făcea reproșuri care mai de care. Motivul? Emi, desigur. Și pasiunea pe care pare să Viorela a făcut-o pentru frumoasa dansatoare. Ce te deranja, Veronica, cel mai mult? Când se joacă de baba, ce fel de joc e asta? Să joacă și eu singur. Să-i pună lui Viorel fular sau nu știu și așa. Să joacă și eu singur. E bun, Viorel, e bun. Spune că vrei să dormi la el, vrei să mănânci la el, să sacă el de-a cu mâncare. Cui crezi că scrie? Cui? Crezi că are un mesaj special pentru Emi? Bă, să dacă șușă. Se prefaci când mă aude. Pe mine m-au dat la spate ca un gunoi. De ce Viorel face asta? Păi de ce nu vrea să vorbească? Să nu te vinovat. Ce te-a afectat pe tine cel mai mult astăzi? Eu cred că tot în continuare e cu biletul. Eu vreau să fim împreună, nu. Dă la răpă. Că o vreau pe ea asta să joci de baba Orba. Crezi că nu contezi pentru Viorel? Cam asta, da, accept să mă joacă baba Orba. Cât timp Vulpița a vorbit lângă el, Viorel nu a scos niciun cuvânt. Însă a terminat de scris misterioasa scrisoare și abia după i-a citit-o și soției sale. Subsemnatul Stegaru Viorel nu este portător de coronavirus. Vreau să îmi acordați multă sinceritate pentru a ajunge la Blăcești cu trenul sau cu microbuzul. Urgent, în cel puțin, în 4 zile. Se doar vreo. Aici când plec, pun data. Și motivul pentru care vrei să te părăsești zona Bucureștiului? Din cauza ei. Anume, ce ți-a făcut? Azi faci așa, mâine faci așa, dar cât? În 4 zile am timp să fac și bagajul. Vin cu ce am de aici, aduc înapoi, cu ce am venit cu aia plec. Vă spun sigur și clar. Și nu-ți mai pasă dacă Veronica va păți ceva rămânând singură în București? Nu mă mai interesează. Timp de o săptămână nu mă mai interesează nimic. Am trecut aici timp de 4 zile. Începem de mâine 4 zile. Și mai să pleci. Ce mai vrei? Vrei pauză? Eu cu poaia asta eu nu mă plăcești. Cine te va însoți? Hă? Cine te va însoți? Poaia asta și nimic. Nu știu, discut cu dansatoarea ta. Deci este treaba la mine, frumușel, răsfăcutii, tot. Eu vreau să aduc ghinile, să iau fata. Și tu te duci cu picioare în mâncă. Tu nu te răfinezi cum mă duc? Ba, am și eu dreptul să mă răfinez cum fac urmă. Fii atent că tu ai să plângi, nu eu. Tu plângi în punct. Tu mă ameninți pe mine? Vine care? Lasă-mă să rămâi cu dansatoarea ta. Da, să avea toată pentru că ai greșit. Că să iei curaj. Uite așa. De ce ești fericit, Viorel? Din fericit, i-am spus dansatoare. Fii al doi îndrăgostit. Viorel, o mai consider pe ea soția ta? Eu nu zic niciun răspuns. Voi? Eu nu zic niciun răspuns. Du-te, mă, la ea, du-te. Când după aia scurgi ochii. Altă parte? Dar nici nu vreau. Adică să-mi amintesc eu de tine. Nu-ți pare rău, Veronica, pentru ce ai spus? E sătare Emilia. Dansatoare, Inca, dansatoare. Numărul de telefon în cap. Deci fii râs. O țară bună, ia să te văd un picul și la dansatoare. Îi formezi numărul. Dar tu crezi că se va pierde fără tine, Viorel? Ce bun eu și hai, pa, o seară bună, ia să te văd unde ești. Pa, o seară bună, să nu te mai întoși. Drum bun! Chiar dacă i-a ținut piept soțului, de îndată ce el a ieșit din încăpere, Vulpița a izbucnit în lacrimi. De ce plângi? Că mă nu spun asta! Să bani joc amândoi! Zăi, să renunță la el, hai, du-te! Păi am zis, Veronica, de față cu tine, nu vrea. O zic că el vrea să fie în continuare. Eu e tână. Ce vrei să faci? Nu să spun. Păi de ce plângi? Nu să spui. Dar de ce plângi? Și lui îi fac la amândoi să fie și amând cap. Vrei să renunți la Viorel? Să fie și amând cap? Nu. Eu nu vreau să mă iau de subiectul ăsta. De Viorel sau de Emi? De amândoi. De ce? Nu mai vreau, gata. Și când Vulpița credea că Viorel și-a făcut deja bagajele, soțul său și-a făcut din nou apariția. Uite, Viorel, ce ai făcut-o. Ce? Uite. Plânge, e nervoasă, e supărată. De ce a făcut? Tu râzi. Tu ești un zâmbet tot. Da, atâta plângi și atâta plângi. O țară întreagă, băi, te-ai făcut din război. La. Uite, râde. Ți-a lăsat cheile?
Ca să se mai calmeze, Veronica și-a sunat părinții să le ceară un sfat. A vorbit acum cu tatăl ei și au zis că fiecare să meargă pe drumurile ei. Cum vă zice el la emisiune? Să-ți fie rușine de vreo. Vine, Viorela, ce stai un pic să discutăm. De ce am făcut eu așa rău? Ce ai făcut? O zis, oare să o zie, oare înțelegi? Da, de una din toată mai Viorela. Eu știu ce am făcut ție? Că se arată cu gura și mă faci pe mine cu un drept. Viorela, renunți la Yemi pentru Veronica? Nu știu eu când mănânc un boș să mă riesă, nu vrea. Dar tu mă lași cu dansatoarea ta? Nu ți-am zis cuvinte urmă. Și voi mă ajutați pe asta. Eu nu s-a tras cu familia. Tu te duci cu părcăzia, baba, oarba. Dar eu mă sărădești. Păi eu mă s-am deja. Pe când eu nu am acus, nu mă enerva. Și ce poți face, Viore? Nu mă enerva cu mine că... Cum nu a reușit să ajungă la nicio concluzie, discuțiile s-au aprins din ce în ce mai tare. Cu ea s-a zis, băi? De asta se vede după voi? Eu nu te-am jucat niciun topel. Din club! De la... Eu n-am fost. Cum ai fost tu? E bun, Viore. Mi-ai scos ochii să rămâi singură. Ia să-ți fac mâncare chiar până înainte. Da? La final, Viorel a fost pus să aleagă din nou. Însă a preferat să recite o poezie. Păi ce alegi? E mine ori pe el! Ce să vezi? Palatul Cotroceni, Palatul de Justiție, ce vrei să mai vezi? Ce frumă i-a râs. Mă, Viorele, dar ți-am spus, Doamne, iată-mă cu frumosul. Ce vrei să-ți arăt? Bine. Mașini? Hai să vezi, Viorele, când ai să plângi atunci. Hai să amintesc o poezie. Somnoroase păsările de la cuiburi se adună. Hai bine, Viorele. Bine, bine. Deci cum o joacă, Viorel? N-a să mă mai joace, doamna Mirela. Poftim? N-a să mă mai joace. N-a să te mai joace? Ce s-a schimbat în ceva s-a schimbat în mintea ta, Veronica. Ai schimbat cazul total, gata, nu-i mai caz în plasă. Nu mai reacționezi. Asta se joace așa după deștile mele. Deocamdată că și-a dat seama că gelozia ei e fix degeaba. Da. E chiar fix degeaba. La mă consum degeaba. Somnoroase păsările, adică... Doamna Mirela, hai ca să ne lămurim că... Doamna Mirela, mă consum foarte degeaba. Foarte degeaba? Da. Te consum foarte degeaba. Ce bun ai zis. Da. Deci eu cred că începe să se adeverească varianta pe care am spus-o, cred că ieri. Că ce? Că Viorel, Veronica fiind aici în București și nu știe nici să treacă strada, se ține după el, Viorel profită de chestia asta și crede că a scăpat pe contraatac ca să egaleze scorul 1-1. Și atunci a găsit inclusiv acest pretext cu domnișoara dansatoare, doamnă, domnișoară, nu o cunosc, pe care ca să fim lida, Viorele, dacă ți-ai făcut un gând, îți spun eu că nu mi-a căzut părul în bibliotecă, mi-a căzut în altă parte. Dar nu te rădi, așteptă. Deci, Viorele, dacă ți-ai făcut un gând cu fata aia, îți spun eu că nu o să-i vezi de surle nici pe frânghie la uscat. Dar... el om să folosește de prilejul ăsta ca să o facă geloasă. Veronica, într-un final, a priceput și ea târziu și acum zice că pleacă și ea pe contraatac. Viorele, singurul lucru pe care vreau să-l spun, apropo de amenințările ei, este că ea are deja, că tot vorbim în termeni sportivi, ea are deja o tură de stadion în fața ta. Da, două. Te-aduce aminte când jeleai mai rău ca la biserica aia unde ai lucrat tu. Jeleai aici pe canapea, ți-aduce aminte, da? Balan, deocamdată, ce faci tu acum, că stai la vrăjeluțe din astea cu fata, făcea Veronica... Vrăjeluțe, nu așa. Și cum făcea, astea erau la ea, era întreu, adică nimic. Ea spunea direct, ce faci, te iubesc, mi-e dor de tine, hai de rapide la șușa. Adică, scurt, tu stai și o vrăjești pe fată de dai 2 luni. Păi am 2 luni, să fim noi sănătoși. Ea